Ca să fie sigur că mesajul ajunge la cât mai multe persoane, medicii constanțeni au mers în mai multe unități de învățământ și au stat de vorbă cu tinerii. Le-au explicat ce înseamnă bolile de rinichi, dar și cum pot fi evitate. Dintre regulile de aur contează enorm eliminarea sedentarismului, păstrarea unui stil de viață activ și alimentația echilibrată. În plus, nu uitați să consumați o cantitate suficientă de apă. Peste 2000 de constanțeni suferă de afecțiuni ale rinichiului. Dintre aceștia, 67 de pacienți fac dializă în cadrul compartimentului de hemodializă al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.